Prin harul Domnului am sosit din nou să ne bucurăm, să ne sfătuim împreună din Sfântul Cuvânt al Domnului. Amin. Și nu cu oricine, ci cu cei socotiți sfinți. Domnul să vă binecuvinteze pe toți sfinții prezenți și pe toate sfintele prezente, fiindcă bunul Dumnezeu ne-a dat dreptul acesta să fim sfinți. Odată ce am putut primi de la Domnul darul credinței, că acesta n-avem de unde să luăm, numai Dumnezeu ne l-a dat, datorită harului Lui, glorie Lui. Apoi, credința ne-a dus un pas mai departe și am încheiat legământ cu Domnul, făcând astfel un contract între noi și Dumnezeu. Dumnezeu s-a angajat că ceea ce am plinit, ceea ce a început mântuirea, ceea ce a început în noi până în ziua lui Hristos, o va duce la împlinire. Și aceasta e semnat din partea lui. Din partea noastră, în contract, a însemnat că îl vom sluji până la... până când? Așa a vorbit, măi. Deci, noi așa am zis în apa botezului, cum am zis și eu. Până când vrei să-L slujești tu pe Domnul Iisus? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și m-a plecat sub vălul apei. Ce înseamnă aceasta? Aceasta, după cum ne scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa la Roman 6, însemnează că am murit împreună cu Hristos și am murit față de lume. Și ieșind din apă, am ieșit pentru Hristos la o viață nouă. Glorie Domnului! Și acum am continuat și credința în noi a crescut. Și prin credință am mai făcut un pas și am cerut de la Domnul să ne dea Duhul Sfânt. Și ne-a dat Duhul Sfânt. De vreme ce am făcut pașii ăștia și am primit Duhul Sfânt în inimile și în mintea noastră, suntem socotiți sfinți. Toți cei care au primit Duhul Sfânt sunt sfinți. Ceilalți sunt frați noștri, dar nu pot fi socotiți sfințiți, fiindcă n-a coborât peste ei încă Duhul Sfânt. În Samaria, Filip, Domnul a însoțit cu semne, cu vindecări, cu minuni, încât un oraș întreg, Samaria întreagă, a fost botezată și a crezut în Iisus și vrăjitorul cetății, care era cumplit în vrăjitorii. Dar n-au fost sfințiți. Și atunci s-a dus la Ierusalim și a povestit la apostolii sprăvile Domnului făcute prin el în Samaria și
a delegat pe Petru și pe Ioan și s-au dus la ei și s-au rugat pentru ei, pentru fiecare, punându-și mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, măcar că erau toți botezați în apă. Dar scrie acolo cuvântul în fapte, n-a primit niciunul din ei Duhul Sfânt, până când a venit apostolii și i-au pus mâinile peste ei și s-au rugat. Atunci au primit Duhul Sfânt și un oraș întreg a fost sfințit, cu excepția celui care a crezut că darurile astea se pot manevra și se poate câștiga bani cu ele. Și atunci a zis, vă dau bani cât vreți voi, numai dați-mi și mie darul ăsta, că apoi el iară făcea bani cu darul. Dar el n-a fost sfințit și a rămas în afara celor sfinți. Minune! Că și sfinții sunt oameni. Nu sunt sfinți cei de pe icoane. Acelea sunt picturi, acelea pot să fie ceva, mă rog, de domeniul culturii sau chiar idoli. În biserica din Petrești, Sebeșalba, preotul Alexandru Coman, când a terminat clădirea, au avut ei clădire veche, o demolat și au făcut una nouă. Au făcut în fața ei un tun grozav, ostaș, luptători acolo, mă rog. Și în lăuntru, fiind mare acum, a pictat din sfinții din vechea biserică, dar a pictat sfinții noi. Și așa că a pictat și pe Hrușciov ca sfânt și a pictat toți oamenii ăștia mari politici. Pe toți i-a înșirat pe pereții bisericii, care de care mai frumoși pictați acolo. Și deși patriarhul de atunci, înaintea lui Daniel, a venit la televiziune și a spus, îl rog pe părintele Coman să refacă picturile în biserică. Dar oamenii nu mai lăsa să facă altele, lăsat așa, că niciodată nu au avut atâția vizitatori cât au avut după asta. Venea din toate părțile și să uita ce minuni au făcut ăsta, că i-au trecut între sfinți și pe a rușilor și pe americii și pe toți marii conducători. Doamne Iisusă, la Bârcea, la Hunedoara, e pictat fostul mare Chiabur, dar la pe drept, oarecum, fiindcă el a dus olteni și oameni săraci și el le-a făcut satele și le-a dat pământuri cu care să se poată gospodări, dar să-i lucre și lui pământul. Și el a meritat oarecum, că a avut o inimă bună. Apoi ce să mai zic, că sfinții care sunt prin icoane, fiecare s-a uitat, mă, ăsta ar ca însămâna cu Sfântul Nicolae, păi este aici și l-a pictat fain și dedesubt a scris Sfântul Nicolae, dar el poate că a fost bagabontul, ce știu care. Și așa sunt sfinții pictați, dar sfinții sfințiți de Duhul Sfânt, ăștia zâmbesc
ăștia lucrează, ăștia au familii, ăștia cresc copii, ăștia zidesc case de rugăciune, ăștia ajută orfani, văduve, ăștia sunt sfinți activi și sunt extensia mâinii lui Dumnezeu pe pământ. Glorie Domnului! De aceea Apostolul Pavel, în citatul pe care prea iubitul frate, păstora dumneavoastră a citit, repetă că noi suntem sfinți, măriți să fie Domnul. Amin. Dar mare lucru, că dacă aș întreba așa la rând, să iau de aici pe tinerelul ăsta și pe alții la rând, mă, tu ești sfânt? Ar zice, nu. Și dacă aș întreba pe un proroc, mă, tu ești sfânt? Ar zice, nu. Datorită că n-am fost învățați de la început ca să știm exact cei pe care Domnul i-a atins, i-a botezat cu Duhul Sfânt, le-a dat ca semn vorbirea în altă limbă, care poate să fie 2, 3, 5 cuvinte și ori de câte ori să roagă, numai pe alea le are. E semnul botezului cu Duhul Sfânt. Chiar dacă are darul prorociei, el manifestă concomitent cu prorocia și vorbirea în altă limbă, dar are numai 3-4 cuvinte în altă limbă și fraza în românește de 10 cuvinte și oamenii se potignesc, fiindcă oamenii ar aștepta ca fiecare cuvânt din altă limbă să aibă în românește ceva de spus. Dar nu e așa. Prorocul, ca dar a prorociei, e separat de vorbirea în altă limbă. Și porunca paulinică este să prorociți fără să împedecați vorbirea în altă limbă. Foarte interesant. Dar majoritatea din cei botezați de Domnul nu primesc vorbirea în altă limbă, ci primesc vorbirea în felurite limbi. Și atunci, ăștia dacă capătă și darul prorociei, ei la fiecare frază românească vor exercita fraze din diferite limbi, cu multe cuvinte neînțelese. Sau poate chiar înțelese. La noi am făcut stăruință după Duhul Sfânt și o boteza Domnul. Mulți. Dar un tânăr, era un frate care a locuit mulți ani în Spania, din prin Moldova el, unul Viorel, era la noi. Și un tânăr începe și vorbește în altă limbă, așa de înfocat, ai, Doamne, striga mai tare ca toți. Ăsta stătea mirat și l-asculta. Duhul Sfânt prin el se ruga pentru un frate de-a lui, care el nu știut când a venit de acasă, frate s-a fost acasă, dar acum frate s-a dat de ceva, nu știu exact ce, și deja era dus la spital. Și Duhul Sfânt se ruga prin ăsta în limba cunoscută de Viorel. Se ruga la Dumnezeu pentru fratele lui să nu moară și așa mai departe. A fost o minunăție. Glorie Domnului! Am avut experiențele acestea bogate când Duhul Sfânt m-a folosit și pe mine să vorbesc în limbi care erau oameni cunoscuți, cunoscători acelor limbi din jur. Sau unul opus
telefonul și am înregistrat vorbirea în altă limbă și nu știu cu ce o pus să vadă ce îi. Și când colo era o limbă arabă care proslăve pe Dumnezeu minunat. Glorie Domnului Iisus! Deci este vorbirea în limbi, o limbă, și este vorbirea în feluri de limbi. Cu amândouă să pot concomitent să fie și prorocia. Prorocia, de altfel, nu se leagă neapărat de vorbirea în altă limbă. Prorocia poate să fie fără nicio vorbire în limbă. Poate să fie fără să te pleci pe genunchi și să te rogi după obiceiul nostru penticostal. E când te întâlnește prorocul, dacă stă bine înaintea Domnului și dacă Domnul are în plan, să uită la tine și te descrie cum ești, fără nicio altă intervenție. Nu odată, ci de multe ori am văzut așa ceva. Ba chiar sunt persoane care au vorbirea în altă limbă primită de la început, de la botezul cu Duhul Sfânt, dar nu vorbesc și în altă limbă când prorocesc. Este o persoană pe malul Mării Negre, în Mihai Viteazu, o comună acolo, sora Tecla. Aia, stai de vorbă cu ei și deodată, frate, am primit mesaj de la Domnul Iisus. Asta. Și gata, stă iară pe scaun. Deci, darurile sunt multe și sunt diferite, slăvit să fie Domnul. Noi, în schimb, trebuie să ne silim să ajungem la această treaptă a sfințirii prin Duhul Sfânt. Și apoi, sigur, trebuie noi să ne păstrăm viața în sfințire. Asta ce depinde de noi. Dar ce noi nu reușim, Domnul Iisus Hristos ne este garantul. Fiindcă El în rugăciunea așa din 17 Ioan a spus, Tată, mă sfințesc eu pentru ei. Adică dacă noi nu reușim, măcar ne silim, facem ce putem, dar nu reușim, completează Iisus pentru noi. Glorie Domnului Iisus! Și asta trebuie să avem o mare, mare bucurie și o mare încredere. Când cineva te-ar întreba, tu ești sfânt? Să fii în stare să spui, da, de când m-a sfințit Duhul Sfânt, eu sunt sfânt. Tu ești mântuit? Da, eu sunt sigur de mântuire. Nu, apoi cine știe, apoi Domnul știe, apoi vreau să fiu, apoi... Nu așa, mă. Fii încrezător. Dacă pe mine cineva mă întreabă, cum te cheamă? Hozan, așa mă știe toată lumea. Păi dacă știu că mă cheamă Hozan, păi dacă mă întreabă, ești tu mântuit? Păi eu știu asta. Da! Cum? Ești iertat de păcate? Da! Sunt sigur! Sunt sigur! De când am venit la Sfânta Pocăință și până azi, în repetate rânduri, când am făcut câte un greș, m-am rugat, am plâns, am strigat,
Și Duhul Sfânt ne-a venit în ajutor prin alte persoane și mi-a spus, te-am iertat, mărire Domnului. Când am fost să mă căsătoresc, nu vorbisem cu nicio fată, toată tinereța și n-am, mă rog, o sosit acum timpul să mă căsătoresc, dar cu cine, nu știam, nu, ce, Doamne. Și am postit și m-am rugat și în ultima zi și noapte de post necurmat, am fost direcționat prin vis, un vis care s-a întrerupt de 2 ori și în 3 episoade a continuat același vis. Dar am avut niște frați și le-am spus că eu mă căsătoresc, cu cine, cu tare, n-au căzut de acord deloc. Să întreb și pe Domnul, nu numai pentru în visul tău. Păi prin cine să întreb? Prin sora Rozale de la Borhanci. Bine, am făcut față de ei o hârtioară, așa am pachetat una A4 în două și am băgat plombajin acolo și am scris, Doamne, vreau să-mi răspunzi. 1. Dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinereții. Punct. 2. Dacă Tu ai lucrat prin mine până acum, dacă lucrezi în prezent și dacă vei lucra în viitor. Punct. 3. Doamne, vreau să-mi răspunzi dacă sora Maria Zemora e cea sortită de Tine ca să-mi fie nevastă. Punct. Notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 1 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu cred că mi-ai vorbit Tu, Doamne. Tu care mă cunoști, așa să-mi vorbești. Când am ajuns acolo, aveam cu mine pe unul deodată cu mine, numit Lazar, frate, numele de familie era Lazar, plină casa acolo, toți cu fața așa, către masă. Sora și fratele stăteau cu cotele pe masă, că tonjam. Noi cum am urcat treptele, încet, 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 să nu ne vadă nimeni. Și ne-am aplecat acolo jos pe genunchi, cu lacrimi, Doamne, vorbește-mi, Doamne, vorbește-mi. Deodată am auzit pe sora Rozalie strigând ca un arhanghel, așa de tare, în alte limbi. Și se adresează. Da, tânărule, da, te-am iertat! Am tras peste prima. De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra! Am tras și peste a doua. Acum eram cu frica asta să văd ce răspunde la punctul 3. Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă înainte, despre care mulți zic că nu-i desfăcută încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule! Glorie Domnului! Ce frumoase-s lucrările Duhului Sfânt! Cum știe El dacă eu am pus o ordine, 1, 2, 3? Duhul Sfânt nu le-a inversat. Așa a răspuns. Și la exact, una dacă m-ai iertat, a doua dacă lucrezi, dacă ai lucra, dacă vei lucra, aia a răspuns. A treia, dacă sora e cea pentru mine, și la aia a răspuns. Și a pecetruit cu un amin. Da, amin, tânărule. A trecut vreme mai lungă.
și am trecut prin diferite stări. Avem necazuri, avem copilașe, era foamete, nu găseai pâine, nu nimic. O, Doamne! Și am început într-o zi, citind pe Moise, că și el avea o întrebare și zicea, mai bine să fie el șters din carte, dar era sigur că el e scris în carte, vezi? Și așa, m-am gândit, Doamne, eu scris în carte? Tu faci semne, faci minuni, vindecări, dar scris în carte? Sau când se termină ziua mea, se termină ca ziua unui slujbaș cu ziua. Și gata. Îți scris în carte ori nu scris în carte? Ei, după asta am o frământat așa că la un moment dat îmi părea că iasă sufletul din mine. Am ieșit din casă și am încuiat ușa după mine la curte și am trecut strada și am descuiat la adunare și am încuiat și am deschis ușa căsă și am încuiat ușa și m-am dus și m-am pus la amvon. Doamne, eu scris în carte, Doamne, îți eu mântuit, Doamne. Și nu m-am simțit bine, m-am pus în cote și în genunchi, adică m-am închinat. Până aici m-am rugat, dar acum m-am închinat. Dar nu m-am simțit bine nici în cote și în genunchi cu fruntea pe podea jos. Strigam și băteam cu mâinile podina. Doamne, sunt sau nu sunt? Mă cunoști? Nu mă cunoști? Și atunci, din rugăciunea în genunchi, am ajuns în închinare. Și din închinare am ajuns în amă prăbuși. Am înșirat cât îți de lung și mă tăvăleam cât încăpeam încoace și încolo între bănci și strigam într-una, mă cunoști, îți mântuit, îți scris eu în carte, Doamne! Și nu m-am simțit bine. Și m-am sculat de acolo și am luat la fugă de la amvon până la ușă, de la ușă la amvon cu mâinile ridicate. Doamne, îs eu scris, nu scris în carte. Îs eu iertat de păcate, îs mântuit, Doamne, ce-i cu mine? Nu cumva la sfârșit îmi spui că nu mă cunoști. C-or fi atâția prin care Tu ai făcut semne și minuni și la urmă nu-i cunoști. Ce-i cu mine? Și cu mare greu m-am liniștit și iară m-am rugat lângă amvon în genunchi. Și apoi m-am dus acasă. Copiii, unde ai fost? Nevasta, unde ai fost, mă? N-am zis nimic. Cineva bate imediat la poartă. Du-te, vezi cine-i. Erau doi frați de la Sibiu. Hai, repede! Atâta lume vine la evangelizare. Păi de-aia fă duminică. Nu, dar acum, acum, acum să vii. Era vineri, pare că. Sau una din zile, nu ți bine minte. Mi-a promis Vereș că vine și de o oră ne-a sunat că nu vine. Hai, repede! M-am dus. Adunarea arhiplină, nu aveau încă păstor, conduce tânărul Vișboacă, Nicu. Ăla când mă vede că intru pe ușă, hai repede, hai repede, hai repede. Uite aici am citit. Bine, mă pui, mă rog, mă scol și încep să zic ceva, câteva cuvinte. De acolo din spate un bărbat să scoală și ridică mâna. M-am oprit. Bărbatule, care ai vrut să știi de iertarea ta, care ai vrut să știi dacă e scris în carte sau nu, să știi câtă vreme vei sti cuvântul și vei face așa și așa, numele tău din carte nu se va șterge. Glorie Domnului Iisus! Mă tale care mă ascult, s-a întrebat vreodată pe Domnul, cu adevărat,
Ne-ai făcut și mie loc acolo, pe un scaun, în raiul tău. Cu adevărat sunt mântuit. Cât de binecuvântat, mai binecuvântat. Am viață, am sănătate, am casă, am bani, am mașini, am prietenii, am haine, am de toate. Dar sufletul ăsta, ce-i cu el? Dușmanii bisericii nu-s la mii de kilometri, sunt în inima ta. Tu însăși ești un templu al Duhului Sfânt. Tu însăși ești biserica Dumnezeului celui viu. Și acum, dacă așa ești, ai dușmani aici în tine. Uită-te bine! Știți în urma căror lucruri a scris Pavel acestea? În urma întâmplării cu omul acela care a făcut o curvie ce nu era nici la neamuri. El n-a fost căsătorit și de aceea îi spune curvie. Dar cei care au femeie sau femeia are bărbat, pentru ei e prea curvie. Și acestea se pot întâmpla în casa ta, căsătorit de zeci de ani. Un dușman internațional postează mereu tot felul de necurății și te-a prins și pe tine, dușmanul bisericii. Și te-ai înholbat acolo și ai văzut un trai necurat și în casa ta ți-ai mânjit patul și ai trăit după cum te-a învățat dușmanul bisericii. Și aceea, zice în Evrei tot apostolul Pavel, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul, nespurcat că Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar, care se pot întâmpla în casa ta. Dușmanul bisericii nu-i departe, e aici lângă tine și tu ai fost botezat. Tu ai fost sfințit de Duhul Sfânt, tu ai primit daruri și un dușman îți urmărește viața să te desechipeze, să fure tot ce-i sfânt din tine. Și după ce fură tot ce-i sfânt din tine, vei găsi să faci necurății și lucruri nebunești. Și încă cu lăcomie le vei practica. Și aici apostolul îi, în capitolul 5, repetă de două ori liste, dar grozava listă îi în Romani, capitolul 1, de la 18 încolo, de tot felul de necurății care se întâmplă. De aceea Pavel a avut îndrăzneala să spună: Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea, nu după Evanghelia lui Hristos. Că Evanghelia lui Hristos e o veste bună, e o veste care te îndeamnă, dar nu specifică totul. Dumnezeu a căutat un meșter pentru biserică și aici ați avut un meșter ca să facă ce văd acum, nu? Ei, Dumnezeu l-a găsit pe apostolul Pavel și atunci întregul pachet al Evangheliei lui Hristos
care-i pildei. Pilda grăuntelui de muștar se aseamănă. Pilda cu lucrătorii vii se mai aseamănă. Pilda cu oaia rătăcită se aseamănă. Toate acestea erau asemănări a împărăției lui Dumnezeu. Pilda cu sămânța se aseamănă, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu unul care și să seamene sămânța. Dar Pavel Apostolul se ocupă în deamănunt pentru cei care au fost sămânați cu Hristos, cu Sfântul Cuvânt, se ocupă în deamănunt ca să fie scoși din ghearele Satanei, să fie scoși din patim, să fie scoși din fără de legile gândurilor, să fie scoși din întuneric, la lumină, mărească-se numele Domnului. Și auzi numai, întâi începe cu un lucru ușurel oarecum aci, că începe cu judecăți. Cum, când unul are o pricină, ceva cu fratele său asupra unui lucru, asupra unei neînțelegeri, cum îndrâzniți voi să mergeți la cei de afară și nu la sfinți? Apa aici, între atâția sfinți, nu-i niciunul înțelept să judece între frate și frate? Mergeți la cei de afară? Nici cu cei de afară n-ai voie să te duci în judecată. Mai bine suferi nedreptatea. Am avut un caz foarte aproape. Fata mea din țară a fost granițele stabilite de mult și gard și toate. La o vecină, prietenă cu cineva care se uita în acte, ce știu eu, îi sugerează ei că ar avea 100 de metri pătrați grădina ei în grădina fosta mea, a lui Persida, acum, fete. Și pe contul ăsta ea se apucă să zidească, dar nu își lasă nimic, niciun deget. Pune chiar în graniță o construcție. Persida, uiticule, ce face asta? Tu, dragă, numai să nu te cerți cu ei. Nu-i bine să te cerți. Dar ea avea pe cineva care avea feciorul în primărie. Tu, du-te la primărie. Că ăia vine și o face, deci strică construcția și o mută, 60 de centimetri trebuie să fie deoparte, nu lipit așa. Și se interesează, marța, miercurea, să primesc plângeri la primărie. Duminica trebuia să vie un frate mai însemnat, dar nu vine ăla. Și de la Sebeș vine un băiat tânăr și predică băiatul tânăr despre judecăți. Predicând despre judecăți, la un moment dat, fata era acum înclinată datorită verișoarei ei și prieteniei să meargă. Dar tânărul spune mereu să nu mereți în judecată, să nu vă dați în judecată, nici cu cei de afară, la închiere, repetă de două ori. Acum ce vei face, marți sau miercuri? Că alea erau cele două zile când prime la primărie plângeri. Te vei duce să dai acolo în judecată? Și mai mână un pic, ce vei face, marți sau miercuri, fii mere? Astea sta lângă o altă și dă cote.
gata, tu să nu mai mergi, păi nu mă mai duc, Doamne, feri. Și nu s-a dus. Suferiți mai bine paguba, suferiți mai bine nedreptatea. Nu așa, că mi-o luat aia, că mă, ce ți-o luat? Sufletul să nu ți-l ie, haina dă-o, cămașa dă-o, mașina dă-o, banii dă-i, dar sufletul ține-l curat, că ăla trebuie să-l dai la Dumnezeu, mărească-să numele Domnului. Și uite ce dușmani arată aici, că are biserica. Dacă vei începe să citești versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și auzi, dușmanii, nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, adică cei care încă nu au partener de viață, nu s-au căsătorit, dar trăiesc aiurea, când cum și așa mai departe. Nici curvarii, apoi nici închinătorii la idoli. La ce idol te închin tu? Poate că idolul tău e în mână. Toată ziua nu-ți dă pace, toată ziua butonezi, toată ziua te uiți la toate, dar nu la Biblie. El îți răpește timpul, el îți răpește gândirea, el îți întunecă mintea. Nu? Ăsta e idolul tău, l-ai cumpărat pe bani, că de altfel idolii pe bani se cumpără. În orăștie, o soră venită tânără la credință, e chemată la Luduș, că mama sau bunica nu poate muri până nu vinde un bebeloc. Că el o cumpăra cu nu știu cât și nu poate muri, trebuie să îl vândă. Și nu îl lua nimeni, o chema fata. Și-o fost 600 bebelou. Și fata i-o da și-o lua bebelou. Când se plece cu bebelou, îi spune, mamă, să ai grijă, trebuie să-i dai de lucru, că de nu dai tu de bai. Vine acasă, povestește cu o vecină. Aia zice, vai, tu, hai, ce trebuie? Cum te-o învăța mama ta? Ce trebuie să faci? Că eu vreau să moară soțul ăsta meu, nu mai îmi place de el. Și nu am cum divorța, dar să moară. Mă, și nădelbesc ele acolo, ce știu eu, și moare soțul aia. În 3 săptămâni, ăsta-i mort. Acum aia zice, hai facem să moară și soțul tău. Asta nu vrea. Să duce la adunare, dar aia deja era cu idolii. Când e în adunare, Moisic predica foc. Ea numai să dezbracă și chilotul de jos de pe ea și ăștia fug toți, o prinde, să o îmbrace. Ea se uită la un jam și când se zvârle, praf s-o făcu jam, o ieși prin jam și nicio zgârietură. N-a avut pe ea și-a luat-o la fugă până oraș. Până s-o prindă ăștia, a durat mult. Și apoi o prins și-o învelit-o cu un ștergar, cu nu știu ce, și o dus-o la spital. Vedeți ce face? Am văzut om care avea un lănțușor la gât. Și am văzut acum că și pocăitele mai au lănțușoare. Care le aveți? Mai au și pocăitele lănțușoare. Dar aici jos avea ca o nucă ceva. Ce porți acolo, mă? Ce-i acolo? Păi nu, aia ce noi. Mă, despă să vezi ce-i acolo. Și când o spart nuca, știi ce era acolo? Blesteme, grozave. Și tu cumperi așa ceva. Diavolul se folosește de multe lucruri. Și ăștia-s dușmanii bisericii.
Nu? Apoi, după idoli, ce mai vine? Prea curvarii, aia care nu se mai satură și după ce se căsătoresc. Și după prea curvari vin maleahii. Maleahii nu curvesc cu nimeni și nu prea curvesc cu nimeni, dar se auto-satisfac singuri. Și asta îi duce pe mulți la impotență și nu se mai pot căsători, ajung la 40 de ani și nu sunt surați. Femei ajung bătrâne și nu se căsătoresc. Și una de lângă Suceava îmi dă telefon: vai, frate, până nu mi-o dat sora cu tare cartea aia dumneitale cu imoralitatea oamenilor, eu n-am știut că ăsta e păcat. De tânăr am început, am 54 de ani, până n-ai soț. Am, dar mă satisfac mai bine așa. Păi curățește-te de necurăție. Vai de mine! Păi nu poți intra în rai așa. Păi cum că eu toată viața am cântat în adunare și am simțit și har? Păi sigur! Harul te încearcă ca să ieși din păcat. Dar dacă tot trăiești în păcat, tot în iad ajungi. Fii foarte atent. Nu te înșela. Ăștia sunt idoli și vrăjmași. Nici sodomiți. Cei care trăiesc sexuri opuse, așa. Adică bărbați cu bărbați, femei cu femei, sau cei care chiar cu femeia lui practică sodomia, nici sodomiță. Domnul Iisus o știu toate relele și toate patimile de la oameni, dar i-a dat pachetul la meșter. Și Pavel zice: eu ca un meșter înțelept am pus temelia în Hristos și acum fiecare să ia seama ce zidește deasupra, că lumea, oamenii pocăiți vor fi judecați după Evanghelia mea, fiindcă el are câteva liste în care propagă vrășmașii Bisericii lui Hristos, poftele, patimile și stricăciunile vieții. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar: nici hoții care fură de la alții, fură de la stat, fură de unde fură, dar el nu-i sănătos dacă nu fură. Nici lacomii de bani, de averi, nici bețivii cărora le place să bea, măcar că s-o pocăit, nici de făimătorii care tot timpul vorbesc de rău pe unul, pe altul și îl defaimă, nici răpăreții care fac ce pot numai să ia ce nu e a lor, nici de făimătorii, nici răpăreții, nici nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, glorie Domnului, ați fost sfințiți, sunteți sfinți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, glorie Lui. Mai aveți și alți vrăjmași, alți dușmani. Poate să aveți pe afară, pe la poliție, pe la primărie, ce știu pe unde. Dar ăia nu-s deloc periculoși. Pericolul e când hoțul e în casă,
pericolul e când dușmanul e în casa ta, pericolul e când în inima ta și în mintea ta locuiesc dușmanii ăștia. Mai citește-i și pe cei din 2 Timotei, capitolul 3. Vezi câți și acolo și în multe alte părți ale Scripturii. Și pocăiți-vă, frați sfinți, sfințiți-vă și să duceți până la capăt sfințirea noastră. Amin.